A făcut o plângere în data de 26 a 7-a 2011, plângere referitoare la lipsa scurgerii la subsolul blocului 1E, deci barșa, cum zic ei, sau sifon de pardoseală, cum zicem noi la apartamente. S-a făcut lucrare de canalizare nouă și a uitat să mai racordeze blocul. A avut plângere în data de 26.07 și nici în ziua de astăzi nu s-au luat măsuri. Toată mizeria care s-a acumulat e la subsol, ploile torențiale adus apă și-au băgat-o la subsol din cauza găurilor de vizitare joase, partea din spate. Acum stă mizeria și mirosurile la subsol, stații autobuz în fața blocului, azi e cât, e 19.20 asta, cât e? Na, nimica. Deja nu mai răspund nici la regia de apă, nu mai răspund la telefon. Nu ați întrebat totuși cum au omis acest lucru? Firma care a lucrat, care a efectuat lucrările din Ungaria, o să iei contact cu ei și nu știu ce. Și am întrebat dacă nu firma respectivă o dat faliment sau asta, nu mai este măsuri, nu mai este altă firmă să facă lucrările. O dat din umere. O venit inclusiv de la Cluj și o recunoscut, după cum e hârtia, o recunoscut că o greșit, dar nu-s măsuri, nu s-au luat. Acum deja eu miros pe scară de stăm cu ușile deschise. Dacă vine frigul, nu mai pot să... Am făcut investiții la bloc ca să facem uși termopane și stăm cu ușile deschise ca să iasă mirosurile. Că intră, cum deschizi ușa în casă, cum intră mirosurile din cauza. Acum o să cer și inclusiv îți de acord că ei au greșit și o să cer să ne facă și curățenie la subsol dacă or fi, dar nu știu când a fi lucrarea asta, când s-or face, că deja a trecut o lună de zile și nu s-a făcut nicio, nu l-au măsurat nimeni, nimic. Ce demersuri veți mai face pe viitor? O să merg acum, am înțeles că se face o hârtie, iar am vorbit cu inspectorul de la primărie, dacă stăm în două minute o să vină un inspector, am vorbit astăzi, la camera 4, o să fac plângere scrisă și acolo, mi-o cerut ei. O să fac, dacă nu, plângere la Sanipid. Și să văd dacă nici atunci nu stați că sunt pe unul de la inspectorul care răspunde de Dumbrava Nord. Emil, nu poți să vin până acum în fața blocului. Da? Ai gătat pe ziua de astăzi? Nu, no, deci astăzi ai gătat. Bun. Nu. No. Am înțeles. Bine, luni. Deci până luni mai așteptam. Bine. Am înțeles. Bun, bine, o zi bună. Deci facem un apel telefonic, nu se mai poate de azi, e ora 3 sau nu știu cât e, nu știu cât e ceasul. Deja numai luni. Deja 2 jumate, de nu știu cât lucră primăria. Deja inspectorii la primărie pleacă în weekend. Nu mai așteptăm încă 3 zile cu speranța că vor veni iară. Cât de tare se simte mirosul? Foarte tare. Foarte și intră și în camere, și în casă, și geamurile, dacă sunt deschise, intră peste tot. Nu numai după casa scări, dar nu pol. Ziua, noapte, ușile deschise, dar la iarnă ce facem? Și mai ales care și cu copii. De ce credeți că nu a venit nimeni să rezolve această problemă? Nu știu, dar nimeni interesul. Dacă îți dădea cineva interesul, venea. Și mai ales că ei o chema și ei au angajat firma să facă lucrarea. Dacă eram noi, interesam, dar așa ei trebuie să vină, nu putem aduce altă firmă. Foarte, foarte greu, foarte nasol, mai avem și nepoți aici care sunt mici, de 2 ani și insuportabil. Stăm cu ușile deschise, cum vedeți, și... Poate să intre oricine. Adună țânțari, vin tot felul de... Și intră cine vrea, iese cum vrea, dacă lăsăm ușile deschise, mai ales peste noapte, că noaptea e mai periculos. De ce credeți că nu a venit nimeni să rezolve această problemă? Nu înțeleg, eu am impresia că se mână unul de la altul, la altă firmă, la altă firmă. Sifonul de pardosea trebuie să fie undeva la 20-30 cm de bază acolo jos. Și nu mai e. Ălea vechiul e înfundat. Stai, cum îi zic ei, canal, ei zic pluvial. Apă pluvială. Apă pluvială, da. Dar e un lucru risip.
Deci canalele pluviale sunt umplute de nisip, trebuie să fie goale. Fiindcă rețeaua veche s-a stupat și din greșeală, ei zic că le-a stupat, de trimis oamenii le-a stupat, din greșeală. Cine le-a umplut cu nisip? Firma, OMS, compania sau? De apă Someș S.A.